Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi începem un nou vlog, dar de data asta nu este luni, este vineri. Încep un vlog mai lejer relativ, pentru că am mult muncit, dar mi-ați tot cerut să vă arăt și cum se prezintă un weekend al meu, un sfârșit de săptămână. Și e bine, începem astăzi vineri, este dimineață, tocmai ce am reușit să filmez un clip pentru mâine și urmează să-l editez. O să-mi ia mult timp pentru că e cu multă informație și trebuie să inserez multe poze, trebuie să le downloadez și să-i dau bătaie și cred că o să-mi ia vreo 5 ore poate până termin tot clipul, dar îmi place foarte mult, sper să iasă bine, este foarte informativ, practic tot ce trebuie să știu înainte să vizitez orașul Chicago, cu informații, cu locuri de vizitat, lucruri gratuite, lucruri care costă, transport. O să îl vedeți cu siguranță la timp în care eu postez vlogul ăsta, el o să fie postat oricum. Și bine, în weekendul ăsta avem câteva lucruri de făcut, mergem și la vot. Noi mergem duminică la vot, mă duc și eu cu ei, abia aștept să vă arăt. Nu știu dacă o să pot filma ceva în secția de votare. Dacă reușesc, am să filmez și o să vă spun experiența de aici. Îmi doresc foarte mult să merg la vot. Eu mi-aș dori și aș fi foarte bucuroasă să știu că și în România ai oportunități și șansele pe care le ai în afara țării. Am venit aici și șocul meu cultural, că primisem întrebarea asta când v-am cerut întrebări pentru Q&A, mulți ați întrebat ce șoc cultural am avut. Bine, șocul meu cultural a fost pentru că am dat de normalitate. Am fost la școală și am văzut că aici nu se copiază, am fost la școală, am văzut că aici nu se dau bani pentru prezențe, nu se dau bani la profesori, nu se dă șpagă, nu se pun cadouri pe sub masă. Fiecare și-a nota meritată și asta pe mine m-a impresionat. Și aici, încă o dată, nu contează cine ești. Nu contează cine sunt părinții tăi și la școală nu mă întreabă nimeni de unde vin, cine sunt, care e numele meu de familie, cine sunt părinții mei, cu ce se ocupă părinții mei. Nu, aici muncesc pe propriile mele picioare și am avut șansa să am oportunități mari datorită notelor mele, datorită mie, pentru că am învățat și pentru că m-am luptat și mi-am dat silința, nu datorită banilor puși pe sub masă sau în catalog. Și da, pe mine asta m-a impresionat și mi-aș dori să pot să am asta și în România. Mi-aș dori să am oportunitățile pe care le-am aici, șansele și materialele pe care eu le văd în fiecare săptămână. Sistemul ăsta educațional care mi oferă așa de mult, de la meditații gratuite, materiale noi, manuale noi, tot sprijinul ăsta pe care eu îl primesc, mie îmi pare fantastic și știu că nu e un sistem perfect, nu cred că există un sistem educațional perfect, mereu se poate mai bine, dar mi-aș dori să văd îmbunătățiri și în România pe partea de educație, pentru că copiii sunt viitorul țării, corect? Apoi să nu mai zic sistemul de sănătate, infrastructura. Drumurile sunt teribile în România, nu știu spre ce se îndreaptă țara și părerea mea nu e una bună, nu știu dacă o să se îmbunătățească ceva și mă întristez că tot mai multe mesaje primesc de la tineri care vor să plece, tineri care sunt clasa 9-a, a 10-a și deja se gândesc că vor să plece în afară și pe mine mă șochează. Eu în clasa 9-a n-aș fi spus niciodată că abia aștept să plec în America sau în Anglia, nici măcar nu mă gândeam la asta și e trist, e trist ce se întâmplă. Și mă duc să-mi fac datoria. Mă duc să votez, să-mi spun și eu părerea, să pun ștampila de vot și sper să scăpăm odată de partea asta roșie și să nu mai auzim de PSD pentru o vreme și sper eu să fie o schimbare atunci. Dacă nici atunci nu e o schimbare, atunci cred că nu mai avem nicio șansă. Dacă nici acum nu se mai întâmplă nimic bine, e clar. Pe lângă asta, mâine mă duc la film cu colegii. O parte din colegii de la clubul de arhitectură și o parte cu colegii de la sketching. Mergem să vedem Joker, mă duc și pe voi. Sper să-mi placă. Eu o să fie pe la ora 1 după amiază, nu mergem seara pentru că e frig. Și cinemaul e în downtown. N-am mai fost în zona aia. Sper să fie o zonă frumoasă. O să vă arăt și vouă cadre, că numai bine e zi și pot să filmez. Și pe lângă asta, mâine dimineață vreau să merg cu Crina la second hand. Să triftuim puțin, să vedem ce găsim pe acolo. Eu sunt mare fană vintage. L-am lipsit și pe Onuț cu toată nebunia asta pe care o am. Poate vă arăt și ce mi-am mai luat în ultima perioadă de pe la second-uri. Eu merg test. Îmi plac obiectele vechi, originale și chiar și pe partea de haine. Aici sunt foarte ieftine la second-hand. Găsești bluze la 1, 2, 3 dolari. Aproape noi. Nu se vede nici măcar un pic de uzură pe ele. Așa că mergem și mâine și vă duc și pe voi la second hand, că multe fete mi-au scris să filmez un clip la second hand. Nu știu dacă o să filmez vreodată un clip dedicat second hand-ului, dar cert e că în vlogul de astăzi o să mergem și acolo. Vă las, mă apuc de editat
și vorbim mai târziu, pentru că astăzi o să fac și teme. Vă mai țin la curent și pe partea de teme. Știu că e pe weekend, dar eu în weekend practic reușesc să ajung la zi cu tot ce am pierdut în timpul săptămânii. Cam așa se descurcă weekendul. Asta ce-i drept o să fie ceva mai distractiv, pentru că am multă acțiune, dar în general nu fac nimic. Practic, de când am început școala, în august, singura distracție pe care am avut-o a fost acele zile în care m-am dus la Ionuț. În rest, tot ce am făcut în fiecare zi a fost fie să mă filmez pentru YouTube, fie să învăț aproape dimineața până seara. Deci n-am mers nicăieri. Mi s-a închis camera. Mi-a spus că cardul meu este full. De câteva ori am mai mers cu ai mei pe undeva, dar în rest, nimic. Sunt așa, vulturul singuratic care stă la desktop, la birou toată ziua și face temele. Dar weekendul ăsta avem activitate și tocmai de asta am îndrăznit să încep un vlog, așa că hai să-i dăm bătaie la editat. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. Tocmai ce-am terminat de editat clipul, aproximativ, mai vreau să adaug câteva detalii jos, scriu câteva texte pentru denumirile mai complicate, însă mă pun să scriu jos ca lumea să știe la ce obiective turistice mă refer și a durat mult. Ce am realizat e că e foarte greu să fac un clip pe tema asta din cauza că sunt mult prea multe lucruri de zis. Sunt încă obiective turistice pe care le-am omis, despre care nu am vorbit, pentru că e atât de multă informație că nu vrei să faci un clip de o oră și lumea să fie confuză și să nu înțeleagă nimic și am preferat să aleg punctele principale și să vorbesc despre ele și poate data viitoare să fac o parte a doua și să mai adaug ori pe parcurs să mai ofer informații în legătură cu ce e de vizitat în Chicago. M-am venit să vă arăt ce mi-am mai cumpărat pentru arhitectură, pentru cei care sunteți curioși sau curioase și mai exact mi-am luat o ruletă de 16 feet. Pentru că aici nu există nimic mai mic decât un inch și practic inchul se împarte în mai multe fracții și după cum vedeți, este împărțit direct în fracții. Ca să fie mai ușor pentru cine e la început, așa ca mine. Și mi-am mai luat din Anglia încă o pensulă cu apă. Practic, stați să vă arăt cum funcționează. E cea mai ușoară pensulă de folosit atunci când călătorești sau când ești la clasă și nu vrei tot timpul să-ți pui apă într-un pahar sau în ce recipient folosești tu. Și atunci tu poți să folosești această pensulă în care o umpli cu apă chiar aici și apoi apeși și curge apa. Bineînțeles că e de ajutor să ai mai multe. Eu deja mai am una și mi-am mai luat încă una ca să pot folosi două culori. Pentru că dacă nu o speli, e murdară și când pictezi, poate ai nevoie de două, trei culori și tu ce am să mai iau una, o să mai iau una ca să am trei, da, data viitoare. Am primit de la Ionuț cadou un set din acesta cu creioane grafice, pornește de la 9B până la 9H și îmi place foarte mult. Le-am și încercat, le-am și folosit, o să vedeți că deja unele le-am ascuțit și nu mai sunt atât de lungi, dar cam așa arată setul. Îmi place foarte mult. Și m-am bucurat că s-a gândit să-mi fac așa un cadou practic. Și totodată, din Anglia, când am fost, mi-am mai luat acest set de la Winsor & Newton. Asta este unul dintre brandurile mele favorite. Nu este chiar luxury, dar este oricum mai scump. Nu e ceva ieftin din partea asta de artă. Și cam așa arată markerele. Am luat două seturi. Un set din acestea e pe la 13 lire. Aici depășește 20 de dolari. Pentru că, na, brandul e englezesc și sunt foarte bune și mi-am luat și eu două seturi. Astea sunt culori așa mai turbate, mai foarte accentuate. În schimb, astea sunt așa mai basic și cred că o să le folosesc foarte mult. Deja le-am folosit. Sunt fascinată de ele. Abia aștept să-mi cumpăr un birou al meu și să pot să le pun în tot felul de compartimente ca să le pot vedea. În clipa asta am așa o cutie sub biroul Crinei, unde le țin pe toate și aștept să ne mutăm și să pot să îmi fac locul meu. Pentru iubitorii de artă, tot de la Winsor & Newton, eu folosesc paleta asta. Să nu vă speriați, o să arate foarte rău, dar din cauza că nu vreau să o spăl, pentru că eu folosesc chiar și zona murdară, ar fi păcat să le spăl, pentru că pierzi culoare, așa că nu vă speriați, dar arată cam așa.
Și sunt cele mai pigmentate watercolors pe care eu le-am avut până acum. Recomand din toată inima. E un brand mai scump, cum zic, toată jucăria asta. Costă undeva pe la 15 lire, cred. 17, eu am luat undeva pe la 12 lire redusă. Dar merită. Dacă sunteți iubitori ca mine de materiale pentru artă și faceți diferența, chiar cred că merită. Îmi pare rău că lumina nu e foarte bună, dar deja se înserează acuș și asta e situația în clipa de față. O să aprind becul, îmi pornesc probabil și lampa și mă fac de treabă, că nu se mai termină treaba niciodată. Niciodată. Am avut doar 3 întrebări. Bună dimineața, m-am îmbrăcat, sunt echipată, geacă groasă, eșarfă, tricou, sweater, cizme și mergem la second hand. Astăzi se simt minus 5 grade, deci nu e așa de rău ca ieri. Ieri au fost minus 12, n-am îndrăznit să ies din casă. Ideea e că mergem să vedem ce putem să găsim la SH și apoi fug repede în downtown, spre sud chiar, la cinema. Sper să-mi placă, vă duc și pe voi cu mine. Acum filmez de pe telefon, dar am camera în geantă. Vreau să trag și câteva cadre în downtown și să vedem cum se prezintă ziua de azi. Pare înnorat, nu e cea mai senină zi, dar sigur o să fie fain. Nu știu ce găsesc la SH. Sper să dăm de câteva comori drăguțe și să iau multe lucruri de iarnă, pentru că e foarte frig și am nevoie de ceva hanorace și bluze cu guler mai înalt. Hai să mergem! E foarte mare și foarte dezordonat, dar, cum zic, promoțiile sunt foarte bune. Ești pregătită? Aici deja sunt sărbătorile. Și suntem în, cât, 9 noiembrie. Și toate culorile astea sunt la jumătate de preț. Cum ești, Glina? Mi-e frig. Cum e să te întorci la școală după o lungă perioadă de grevă? Am luat ușor decât am crezut. Ia, iurea să mă, adică m-am obișnuit să mă trezesc pe la ora 12 și să mă trezesc din ora la ora 6. Deci o tranziție mai ciudată, dar e ok. Hai să intrăm. Am ajuns pe raionul cu haine mai groase și ca să vă dați seama, toate vin la jumătate de preț. Deci, de exemplu, bluza asta vine $1.35, asta iarăși $1.35, asta vine $1.80, asta e $1.70, deci vine 85 de cenți, 85 de cenți, toate sunt la jumătate de preț. Cum stai, Crina? Ai găsit ceva? Sunt obosită. Am găsit o grămadă de din alea cu preț. Turtlenecks? Yes. Și acum ne uităm la paltoane. $5.20. $8.20, doar că sunt mărimi prea mari pentru mine, eu caut M. Asta e de la Levi's, apropo, și costă $6.70. Thank you.
ajuns la locația numărul 2, că ne-am mișcat repede și am zis să mai venim la încă unul dintre SH-urile astea, pentru că Village Discount Outlet au vreo 11 second hand-uri în tot Illinois. Și acum mergem la altul și cred că o să găsim și aici lucruri interesante. Ce părere ai, Clina? Eu am nevoie de cafea. Aproape am adormit în mașină și a fost o vânătoare de comori obosește. Da, foarte adevărat. Am găsit două vaze. Asta vine $2.50, așa roz, foarte grea. Și asta zice că e handmade în Italia, vine cam așa. Și vine $3.70 împărțit la 2, deci cât $1.85. Foarte drăguță. Interesant aici și este un televizor portabil de 5 inch de la Yokohama. Foarte interesant. E atât de mic. Foarte, foarte mic. Au și zona de cărți aici. Cam așa arată zona de blugi. Nu știu dacă aș avea răbdare să mă uit la tot, dar dacă ai răbdare și găsești mărimea ta, ești norocos. De exemplu, asta e Levi's, vine $2.10. O grămadă de blugi, cred că au, nu știu, 200 de perechi. Și Crina este chiar acolo. Foarte multă lume. Mă duc să dau înapoi vaza asta. M-am răspândit. O să păstrez doar pe cea handmade din Italia. Aici e zona de copii. Și zona de copii, zona de fete micuțe și, bineînțeles, aici e zona mea preferată, cu tot felul de decorațiuni și vechituri. Au adus multe lucruri de sărbători. Acum vreau să pun chiar aici pe raft înapoi vaza. Am ajuns și eu la stația de Red Line. Crina și cu mama au plecat înapoi din casă și eu iau trenul de la Berwyn. Așa se numește stația din față. De aici cred că fac în jur de 30 de minute, 35 de minute până la Roosevelt și de acolo mă duc pe jos până la cinema, vreo 10 minute. S-a mai încălzit. Nu cred că se mai simt minus 5 grade. E ceva mai bine. Și sunt încântată. Am găsit multe lucruri faine la second hand și aici, după cum ați văzut, am găsit câteva și abia aștept să vi le arăt acasă. Chiar merită să mergi să scotocești prin ceea ce au dat alții mai departe și prețurile sunt aproape că le iei pe gratis. Ăla este un alt magazin din America, dar după părerea mea sunt foarte scumpe, nu prea mergem să facem cumpărăturile la Jewel. Cam așa se prezintă stația asta. E una mai veche, după cum puteți observa că asta este modelul vechi. Și eu, ca să înțelegeți care e procedura, când avem loc comun, încolo este Howard, adică mergi invers, și aici este spre downtown, 95th. Aștept să vină colegii mei, bineînțeles, eu sunt mereu punctuală și au ajuns prima și am zis să vă arăt priveliștea de aici. Bă, aștept să văd Joker. Nu știu dacă o să-mi placă, pentru că nu prea sunt cu dramele și cu filmele astea psihologice în ultima perioadă, dar am văzut că are review-uri foarte bune și sunt curioasă să văd dacă o să-mi placă. Dacă nu o să-mi placă, revin cu un review după. Și sala e foarte mare. Aici e mult mai scump ca în Anglia. În Londra dădeam cu Ionuț cam 6,80 lire pe bilet. Aici o să coste în total $11.75, aproape $12, deci dublu. Dar nu știu de ce sunt atât de scumpe prețurile în Chicago, dar filmele costă. Cred că cel mai combinabil este să-ți închiriezi filmul și să stai la căldurică în propria ta casă și probabil că te simți mai bine, mai ales dacă ești cu un grup de prieteni, dar asta pe viitor, când o să-mi aranjez că nu-ți un loc unde să putem avea prieteni în vizită. Everybody's heard about the super rats that are in Gotham now, right? Well, today, the mayor said he has a solution.
You ready for this? Super cats. Foarte frig, atât de frig, îmi tremură picioarele și am zis repede să mă încălzesc și să vă spun părerea mea de Joker până când vine autobuzul, zice că vine în 10 minute, am timp suficient să vă spun părerea mea, mi-a plăcut. Nu e un film pe care să-l văd a doua oară, a fost foarte intens, mult prea intens pentru gustul meu, dar am înțeles ideea, din spatele ei actorul principal, Jokerul, a jucat foarte bine, nu m-am așteptat, a fost foarte interesant și aptitudinele lui actoricești, nota 10, dar ideea în sine nu e acțiune, nu e nimic cu împușcături atât de multe, spre final, dar nu vreau să vă dau spoilere, dar ideea e că e un film psihologic, un film în care vrea să ne arate nouă, celor care nu avem probleme de sănătate, probleme mentale, cum ar trebui să ne purtăm cu cei care nu sunt la fel ca noi și că ar trebui să fim mai îngăduitori, ar trebui să lăsăm miștocăreala și bătaia asta de joc și momentele în care poate râdem de cineva fără să înțelegem ce se întâmplă în mintea acelei persoane. Și cred că e un film interesant de văzut, dar să înțelegi exact mesajul filmului și să nu ai așa o reacție negativă, pentru că e un film intens. E un film în care se arată foarte brut și foarte direct ce e în mintea actorului și ce e în mintea Jokerului și ce l-a adus pe el să facă toată nebunia asta pe care știm noi că o face, pe care știm noi că o face Jokerul. Dar interesant, spre final am văzut și pe Batman, bineînțeles copil, și asta a fost super tare. Pe moment n-am conștientizat că ăla e Batman, dar după aia mi-am dat seama că da, ăla o să fie viitorul Batman. Nu știu dacă asta înseamnă că urmează un film, dar oricum mi s-a părut drăguț că l-au inclus și pe el. A fost foarte fain, m-am bucurat să ies cu colegii mei, o să o pun aici o poză cu ei, cred că o să o pun și pe Instagram, foarte drăguț, cum zic, am fost 6 în total, ne-am simțit tare bine împreună, am luat și popcorn, ne-am plimbat și pe la H&M și pe la Ulta după cu fetele și n-am cumpărat nimic, pentru că după ce am mers la Second de dimineață și am luat atâtea lucruri ieftine, nu mai vine să dau $20 pe o bluză de la H&M care nu se compară calitativ cu ce am luat în dimineață, deci doar m-am uitat, n-am cumpărat nimic. Și aștept să vină autobuzul, mi-e foarte frig, inițial am zis că mai învăț ceva în seara asta, nu știu dacă reușesc, dacă nu o să mă relaxez și mâine o nouă zi, mâine nu fac nimic decât învăț și mă duc la votare. Mergem să votăm neapărat toată familia, mă rog, Crina vine doar susținere, că ea nu poate să voteze încă, dar ne susține sufletește pe toți. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm bună dimineața, este duminică și astăzi mergem la vot. E la 15 minute de mers pe jos și la 5 minute cu mașina. Mergem cu mașina, eu, mami, tati, Crina și votăm.
ajuns și acasă, mă pregătesc să filmez un nou clip și am zis așa, în încheierea vlogului, să vă spun părerea mea, cum mi s-a părut la vot, să vă arăt și ce mi-am cumpărat de la Second și să vă arăt ce surpriză am primit acum o săptămână și tot am așteptat momentul potrivit să vă arăt. Dar hai să le luăm pe rând și o să încep cu votul. Votul a decurs bine în diaspora, cel puțin la secția unde noi am mers, tot a fost organizat, au fost multe persoane acolo la secție care să ne ajute să votăm. Pentru că persoane care au votat, în momentul în care noi am ajuns, n-a fost nimeni, am fost eu, părinții mei și în urma noastră, după ce noi am terminat, au venit încă două persoane. Deci cam goluț. Acum ce drept s-a desfășurat pe 3 zile, fiecare a mers când și-a dorit. Am înțeles că diaspora și-a făcut bine prezența, însă cei din România nu prea. Eu sunt dezamăgită, pentru că în stadiul în care e țara acum, mi se pare jenant să nu ieși la vot, indiferent că nu-ți plac candidații, indiferent că ești dezamăgit, că nu mai crezi că se întâmplă nimic, că n-ai încredere în nimeni, că și ăia o să fure, că nu o să fure. Cred că e datoria noastră să mergem la vot, ca mai apoi să putem măcar să ne plângem de ce am ales sau să fim bucuroși cu alegerea pe care am făcut-o, decât să stăm acasă și în felul ăsta să lăsăm pe alții să voteze iarăși pentru noi. Din câte am văzut, Viorica Dăncilă o să ajungă în turul 2. Și sunt dezamăgită maxim, pentru că m-am săturat să aud de persoana asta. Mi-e rușine cu Viorica Dăncilă și mi-e rușine că poate candida la prezidențiale. Mi-e rușine că există o posibilitate ca ea să fie președinte și mă dezgustă total gândul ăsta, mă sperie pur și simplu și cred că dacă Agar ajunge președinte, o vreme bună n-aș spune că sunt din România, pentru că mi-ar fi rușine de toate întâlnirile pe care ea trebuie să le aibă cu alți președinți. Nici nu vreau să-mi închipui cum ar fi să vină Trump în România și să se întâlnească cu Viorica Dăncilă ca președinte sau, nu știu, atâția alți președinți să vină să discute cu Viorica Dăncilă. Nu vreau să-mi închipui așa ceva, ce prostii poate să scoată pe gură, cum poate să ne facă de râs, cât de inculți o să părem noi ca țară și de asta eu sper ca lumea să iasă la vot, sper să nu facă învârtitură ceva PSD-ul și să ajungă, Doamne ferește, Viorica să fie președinte, pentru că o să fie crunt. O să ne facem de râs peste tot, că oricum ne place să ieșim în evidență cu lucruri negative și doar de asta se aude despre noi, dar să ajungem să fim conduși de așa o persoană, jalnic. Sper din tot sufletul să iasă lumea la vot, indiferent că vă place sau nu de Iohannis, indiferent că e bun sau nu e bun, indiferent de părerea voastră care e, trebuie să ieșim la vot și să nu cumva să fim conduși de Viorica Dăncilă, că nu știu ce o să se întâmple atunci. Așa că eu o să mă duc, o să pun ștampila pe Iohannis și Doamne ajută să fie bine și da, să se întâmple ceva bun în țara asta. Cum zic, speranțele mele sunt mici. Dar acolo undeva, totuși, poate se mai poate întâmpla ceva. Trec la următorul subiect, că am lăsat cu totul politica, să nu mai vorbim despre asta, mă ia cu o migrenă numai când mă gândesc. Vă arăt ce am găsit la second hand ieri și pot să zic că a fost o captură bună, adică chiar m-am bucurat de ce am găsit și prețuri extraordinare. Deci o să încep cu paltonul ăsta, n-o să încerc hainele, nu e stilul meu să vă fac pe aici fashion show, dar asta este un palton pe care eu l-am găsit, are și căptușală în interior, asta se poate da jos, are nasturi, este de la Jones New York. Un palton de felul ăsta e mai mult de toamnă, nu o să-l pot purta iarna în Chicago, dar abia aștept să-l pot la primăvară. Un palton de felul ăsta ajunge și la $400, eu am dat pe el $4. Deci, vă puteți închipui, nu? Am dat pe el 1% și e ca nou, nu are nici măcar o uzură, nimic, e ca nou. I-am luat un sweateraș de la Eddie Bauer, ăsta nu e nimic deosebit, dar arată foarte bine și îmi place culoarea. Mi-am luat și un plover, o bluză din aceasta cu turtleneck, cu guler mai înalt. Nu-mi plăceau în trecut, însă acum e ceea ce mă poate ajuta zi de zi în Chicago. E atât de frig aici că trăiesc în bluzele astea, mi-e foarte bine și mă simt confortabil, mi se par și că sunt atractive și caut tot timpul să-mi iau culori din acestea mai accentuate ca să înveselesc puțin atmosfera. Să nu-mi iau culori foarte monotone, că oricum vremea e urâtă și vine frigul și măcar să ne veselim cu culori interesante. Asta a fost undeva pe la $2, nu știu, nu o să mai citesc brandurile și așa, first issue. Așa se numește brandul, foarte drăguț, mi-a plăcut mult culoarea. La asta a fost vedeta, nu aștepta să găsesc așa un plover, e pe dos pentru că l-am spălat. Încă e ud, se usucă, îmi place maxim, e de la Ralph Lauren și am dat pe el $3.
3 dolari și e ca nou, nu are pic de uzură și e atât de greu și o cusătură, m-a dat gata, cum arată pe tine când îl îmbraci, să-ți văd unde are eticheta. Da, asta e mărimea L de la Ralph Lauren, 3 dolari. Altă bluză, tot așa, guler înalt, când am luat-o, mi-am dat seama că mai am una acasă, cei drept nu sunt chiar la fel culorile din câte mă uit în camera, asta este mult mai tare culoarea, mai turbată și asta a fost undeva pe la un dolar, din nou, nu știu ce firmă e, Robert Scott. Un svetăraș foarte drăguț și n-am știut de firma asta, Tall Boots, roz, adorabil, vă spun, e atât de greu. El pare foarte subțirel, e subțire, dar e foarte greu și stă atât de bine pe mine și are așa o statură și când l-am văzut, am știut că e ceva calitativ, dar n-am cunoscut firma și apoi m-am uitat online. Și un sweater de felul ăsta trece de 200 de dolari și am zis, oh, super, mai ales că nu are pic de uzură, nimic, 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 e ca nou. Așa că o mare captură. Apoi, pentru că, nu știu dacă v-am spus, dar eu nu-ți urmează să vină și eu sunt învânătoare și de lucruri din astea de casă și decorațiuni și lucrușoare care să îmi placă cum arată și am găsit farfuriile astea adânci și mi-au plăcut la nebunie, la nebunie. Îmi place atât de mult modelul și vreau să le iau separat un set simplu alb, fără niciun model, ca să fie pentru felul 2. Așa arată. O să le filmez mai de aproape și vă inserez un clip. Dar îmi place mult modelul ăsta, imitația așa de mozaic și mi se par foarte frumoase. Au fost 80 de cenți fiecare. Deci am luat 7 farfurii, fiecare 80 de cenți. Mi-am mai luat vaza asta, care prima dată am crezut că o să o folosim la vin, dar e mult prea mare pentru vin, însă o să o folosesc pentru flori. Este handmade în Italia și e adorabilă. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, mai ales că e pictată și forma ei mi se pare mai deosebită pentru o vază. Și asta a fost de 3,70 dolari împărțit la 2. 1,65 dolari, bineînțeles, plus taxe, undeva pe la 1,70 dolari, foarte accesibil după părerea mea. Și pe lângă astea mai am o pătură, care e undeva în cameră, nu mai aduc, e o pătură din aceea pufoasă, gri, și aia drăguță, cred că a fost 1,50 dolari toată pătura. Are așa niște decupaje ca să poți să o porți pe tine timp ce te uiți la televizor. Și mai voiam să vă arăt ceva ce am primit săptămâna trecută, însă știam că o să vină de vreo 2-3 săptămâni și am așteptat. Am fost contactată de Happiness Boutique și trebuie să spun că am fost sceptică. Eu nu sunt mare fană bijuterii. Cred că ați observat că nu prea port bijuterii, nu sunt mai finuță, să zic așa. Cel mai mult îmi port brățara Pandora, bineînțeles, verigheta și inelul de logodnă, cercei din când în când, dar foarte rar și aia de obicei mici și ce mai îmi place să port sunt broșe. Am început să am o colecție de broșe vintage și acum seara tot timpul mi le pun pe bluze și îmi plac la nebunie, însă cam atât. De multe ori, cum și acum, nu am cercei. Și când m-au contactat cei de la Happiness Boutique, mă întrebă dacă îmi doresc un lănțișor sau cercei de la ei de pe site, am fost sceptică, am zis, nu e ceva ce să mă reprezintă, însă am intrat la ei pe site și mi-au plăcut așa de mult lănțișoarele lor minimaliste și am zis, wow, cred că totuși vreau un lănțișor, așa că mi-am ales unul, mi l-au trimis și m-au rugat să-mi spun părerea, cum mi se pare lănțișorul, dacă îmi place, dacă nu-mi place și vreau să zic că-l ador. E exact pe stilul meu, dacă sunteți adepte de bijuterii minimaliste sau poate aveți o prietenă și vreți să-i luați ceva de sărbători și știți că e mai finuță și plac lănțișoarele mai subțirele, cu un medalion micuț sau cercei mai micuți, intrați pe site, o să le las în descriere și totodată am și un cod pentru voi. Ăsta este codul OANATAMAS, simplu ca bună ziua și aveți 10% reducere la comanda voastră. Iarăși, ce mi se pare interesant e că firma asta susține foarte mult natura și pentru fiecare comandă pe care voi o puneți, ei plantează un copac și chiar puteți să urmăriți progresul lor, puteți să vedeți câți copaci au plantat și e totul așa verde în față, vă arată totul, nu e nimic ascuns și mi se pare o companie foarte interesantă și mai ales că sunt și bijuterii pentru gusturile celor care nu poartă cercei din aceea de un metru și medalioane mari și foarte bold.
Există și pentru noi variante, pentru cei mai minimaliști și pentru fetele care preferă lucrurile mai finuțe și mai micuțe. Dați un search acolo, încă o dată codul pentru 10% reducere și, ce să zic, o să vi-l filmez și mai de aproape ca să vedeți cum arată lănțișorul. Eu sunt încântată, mai ales dacă vreți să purtați iarna asta turtlenecks. Mi se pare că arată așa de bine și mai ales că locul ăsta aici devine așa de gol, parcă trebuie să-l umpli cu ceva și un lănțișor așa finuț este varianta perfectă. Cam asta a fost weekendul meu. Știu că a fost așa cam aglomerat și sper că am reușit să-l pun bine la editat pe hârtie, să fie cât de cât ușor de înțeles. Și noi ne revedem sâmbătă cu un nou clip. O să fie Q&A. Întrebările pe care mi le-ați dat acum 2 săptămâni, o să răspund la mare parte din ele, pentru că inițial am spus că o să răspund la toate. Dar am primit undeva peste 120 de întrebări și nu cred că o să pot să răspund la toate. Nu o să fac un clip de 2 ore, nici vorbă. Și am zis că prefer să răspund la cele mai interesante și la cele care consider eu că vreau să răspund la ele. Și data viitoare o să mai facem încă o serie și din nou o să mai aleg alte întrebări la care să răspund. Vă mulțumesc din suflet că vă uitați la mine, că mă susțineți pentru comentarii, pentru like-uri și pentru dislike-uri. Nu e nicio problemă. Dacă nu vă place clipul, dați un dislike. Nu înțeleg de ce te-ai uitat la cineva pe care nu placi, dar e ok. Și cel care îți dă dislike e un fel de urmăritor și susținător, pentru că e acolo activ, tot timpul intră, apasă dislike-ul, e ok, perfect, nu mă deranjează, să fiți și voi sănătoși. Nu uitați că ne vedem și pe Instagram, vorbim foarte fain, vă mulțumesc pentru mesaje și de fiecare dată e o încântare să vorbesc cu voi. Vă pup și vă doresc o săptămână frumoasă! Pa!